Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Este o invitație care mă onorează la ședința birourilor permanente. Pe de altă parte, nu este ceva excepțional, ci face parte din cooperarea pe care noi o dorim cât mai strânsă cu Parlamentul României, cu Camera Deputaților, cu comisiile Parlamentului, inclusiv, iată, cu structura biroului permanent, în care am avut un schimb de opinii pe cele două teme pe care domnul președinte Zgonea vi le-a precizat. În ceea ce privește chestiunea migrației, iată, chiar în aceste momente se derulează prezentarea de către președintele Comisiei Europene la Strasburg a discursului privind starea Uniunii, în care se vor regăsi și elementele referitoare la planul Comisiei cu privire la tratarea chestiunii migrației. Am prezentat elementele pe care le cunoaștem deja și evident că după ce planul în întregul său va fi transmis oficial statelor membre, analiza noastră va continua și vom elabora mandatul pe care îl vom supune spre aprobare CSAT-ului de săptămâna viitoare. Vom lucra foarte aproape cu Ministerul de Interne, pentru că prima reuniune de negociere a aspectelor care rezultă din propunerea Comisiei Europene, repet, este o propunere a Comisiei Europene, se va desfășura pe 14 septembrie la reuniunea Ministrilor de Interne ai Uniunii Europene de la Luxemburg, urmată de o reuniune tot a Ministrilor de Interne pe 8-9 octombrie, urmată de reuniunea Consiliului European. Domnule președinte. Bun, vom vedea care sunt elementele pe care președintele Comisiei le va prezenta. Poziția pe care atât primul ministru cât și președintele României au exprimat-o este aceea, după cum știți, de a prefera un sistem cu cote voluntare și nu cu cote obligatorii. Prin urmare, orice fel de propunere a Comisiei, orice fel de cifră care eventual ar putea să fie avansată, este supusă în primul rând procesului de analiză internă, interinstituțională, și în al doilea rând urmează să fie supusă negocierii între statele membre. După cum știți, Ministerul Afacerilor Externe nu are competențe în ceea ce privește primirea de refugiați sau selecția refugiaților în România sau gestionarea centrelor de primire de pe teritoriul României. Prin urmare, dați-mi voie să nu mă pronunț asupra unor aspecte care nu intră în zona de competență a Ministerului de Externe. Este ceea ce am spus-o și eu în câteva rânduri, inclusiv cu ocazia reuniunii ambasadorilor de săptămâna trecută, exact în acești termeni pe care și primul ministru i-a folosit. Chestiunea migrației este un dosar, este o chestiune extrem de sensibilă, un dosar complicat care afectează în mod evident capacitatea statelor membre de a se concentra pe alte chestiuni, dar aderarea României la spațiul Schengen, mai ales în aceste condiții în care spațiul Schengen este supus unor presiuni din punct de vedere securitar, din punctul de vedere al migrației pe care o cunoaștem, ar întări securitatea spațiului Schengen, ar aduce o contribuție de fond în întărirea frontierelor europene. Prin urmare, credem că, așa cum spunea și primul ministru, avem nu doar drepturi, ci și obligații. Solidaritatea europeană trebuie să funcționeze în dublu sens. Nu e vorba despre o condiționare, așa cum iarăși primul ministru spunea, dar nu facem altceva decât să subliniem apăsat faptul că aderarea la spațiul Schengen a României, mai ales în acest moment în care spațiul Schengen este supus unor presiuni consistente, nu ar face altceva decât să întărească acest spațiu și securitatea spațiului european în ansamblul său.